Vreau să ne deschidem scripturile la Psalmul 78. Psalmul 78. Iată ce spune cuvântul Domnului. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui, să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credinciosul lui Dumnezeu. Amin. Aș vrea să vă povestesc câte ceva despre ce s-a întâmplat cu familia noastră în acești 23 de ani de când suntem căsătoriți. Sunt multe regrete pe care le am ca soț și tată și nu vă voi împărtăși regretele. Sunt unele lucruri pe care nu le regret. Nu-mi pare rău că le-am făcut ca familie și pe acelea aș vrea să vi le împărtășesc. Și poate cuiva în această seară, poate vreunui cuplu este de folos, poate vreunui familie, poate unor copii care doresc să se căsătorească în curând, le va fi de folos cele spuse în această seară. Am crescut într-o casă de pastor. Am fost dus de mic la biserică și știu ce înseamnă să fii crescut în biserică. Știu ce înseamnă să fii copil de pastor. Copiii de pastor sunt foarte alintați, cel puțin erau, nu știu cum sunt acum, dar atunci toată lumea ne lua în brațe, ne purta pe umeri, ne râzgâia în toate felurile, așa că am crescut cu atenție specială, până într-un moment. În 1975, în 17 decembrie, la ora 17:30, tatăl meu a fost asasinat de fosta securitate și mama a rămas văduvă la 27 de ani, copii, greutăți, nu s-a mai recăsătorit niciodată. Și dintr-o dată, la vârsta de 5 ani, m-am trezit în casă cu o văduvă plângând, mama era într-o anestezie emoțională, stătea cu privirea în gol, până când o soră din biserica din Ploiești a luat-o de umeri, a ridicat-o în picioare, i-a făcut așa cu mâna pe dinaintea ochilor și a spus: Lenuțo, ai copii de crescut, trezește-te. Radu în pământ, tatăl meu, Dumnezeu Iisus, și Dumnezeu a spus că este apărătorul văduvelor și tatăl orfanilor, așa că trezește-te, ai de lucru. A fost foarte terapeutic pentru mama mea acel șoc, s-a trezit și într-adevăr a mers ca un tank prin viață, crescându-ne, fiindu-ne și mamă și tată. Dar am crescut într-o familie disfuncțională. M-am apropiat de vârsta adolescenței și Domnul a lucrat în viața mea. În 1 septembrie 1985 l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului, la vârsta de 14 ani, și i-am cerut Domnului încă din momentul convertirii două lucruri și amândouă m-a ascultat. I-am cerut să nu fac o meserie care să nu-mi placă. Să fac ce-mi place și să mai fiu și plătit pentru asta. A fost un moft pe care Dumnezeu mi l-a făcut, pentru că nu-i obligat Dumnezeu să ne de asemenea binecuvântări. Al doilea lucru pe care l-am cerut, i-am cerut lui Dumnezeu o familie după voia Lui. În puțin timp după aceea am cunoscut-o pe actuala mea soție, pe Natalia, într-o familie de 10 copii, era a doua.
Cei care s-au crescut în familii mari, mama mea vine dintr-o familie mare, de 12 copii, au trăit doar 9, soția mea vine din familie de 10 copii, eu n-am văzut până acum familii numeroase, credincioase și nefericite. Și am cunoscut-o pe Natalia și lucru care m-a impresionat cel mai mult în ceea ce am văzut acolo în familia lui, era atmosfera, atmosfera din familie. Tatăl cu o poziție foarte autoritară și blândă în același timp, un om care a muncit din greu, petrolist fiind, tâmplar, apicultor, a trecut la Domnul în acest an și l-am pierdut și l-am pierdut cu greu pentru că l-am iubit. Mi-am iubit amândoi părinții din partea mamei. Întotdeauna le-am spus la nunț să nu cumva să faceți glume cu soacră și cu socrii, pentru că odată este necreștinește, nepoliticos și dacă sunt credincioși, oamenii aceștia pot să aibă mari binecuvântări și beneficii pentru viața ginerilor și a nurorilor. L-am văzut trăind alături de Domnul în simplitate și aducând binecuvântare în casă prin felul în care se purta în casă și în mintea mea s-a născut acest gând, vreau să fiu ca el. Ne-am căsătorit în anul 1991 și am rugat-o pe soția mea următorul lucru. Imediat după ce am fost singuri, i-am spus, draga mea, uite ce te rog. Eu am crescut într-o familie disfuncțională. Eu n-am văzut cum se comportă un bărbat în casă. Eu nu știu bărbații trebuie să ducă gunoiul sau nu. Trebuie să spele vasele sau nu. Care ar trebui să fie atribuțiile unuia și altuia? Așa că te rog, până când Dumnezeu ne dăruiește primul copil, să mă înveți biblic în discreție și uitându-ne amândoi în Scripturi, ce înseamnă să fiu soț bun și tată bun. Cei care o cunoașteți pe soția mea știți că este foarte discretă, foarte tăcută și nu are o personalitate de asta histrionică, să iasă la iveală, și în discreție am făcut școală amândoi. Ne-am uitat în Scripturi și am încercat să înțelegem împreună ce înseamnă să fim soți buni, soție buni, părinți buni. Scriptura ne-a fost ghid, manual, busolă și hartă în același timp. În acel prim an de căsnicie, până când s-a născut Neria, fetița noastră, primul nostru copil, am stabilit niște lucruri. Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a dat înțelepciunea de a înțelege că nu este de ajuns ca doi oameni să fie împreună pur și simplu. Că în momentul când aduci două firi pământești împreună, oricât de credincioși, oricât de bine intenționați ar fi cei doi, cele două firi pământești se întâlnesc și de acolo nu poate ieși decât rău. Oricare două ființe umane se pot certa. Oricare două ființe umane pot intra în conflict. În păcat m-a zămislit mama mea, spune psalmistul. Așa că dacă aduci o fire pământească neconvertită și cu o altă fire pământească neconvertită, este o combinație explozivă. Și dacă aduci doi oameni pocăiți care nu rămân lângă principiile Scripturii, de asemenea pot ieși probleme. În primul an de căsnicie am încercat să ne construim piramida lucrurilor pe care le vom da mai departe copiilor noștri. Ne-am dat foarte curând seama că una suntem când ieșim în public și alta este când suntem noi numai de noi în casă. Că viața are două aspecte, are o parte vizibilă și o parte nevăzută. Că putem face foarte frumos când mergem la biserică, putem să părem foarte fericiți când suntem în public, putem să pozăm în cuplu perfect, dar în viața nevăzută, de sub valuri, de sub apă, pot să fie foarte mari probleme, pot să fie foarte mari complicații. Și am asemănat viața de căsnicie cu un iceberg. Trebuie să fie o parte nevăzută, foarte consistentă, ca partea văzută să fie spectaculoasă. Și cu cât este mai grea partea de jos, nevăzută, cu atâta se ridică mai sus și este mai ușor să plutească ceea ce se vede deasupra. Așa că ne-am uitat în Scripturi și am descoperit în Geneza 39:9
un pasaj în care un tânăr este ispitit și întrebarea noastră a fost cum are un adolescent care pleacă din casa lui, trece prin o dramă personală, este vândut de frații lui, este rob, făcut rob, la un moment dat stă în fața unei ispite extrem de tentante pentru a ceda și spune, dă următorul răspuns. Iosif, 39:9, Geneza. El nu este mai mare decât mine, vorbește despre stăpânul său în casa aceasta. Și nu mi-a oprit nimic în afară de tine, îi spune nevestei lui Potifar, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea eu să fac un rău atât de mare stăpânului meu? Așa este textul, din câte vă amintiți. Nu este așa. Știți cum este? Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dintr-o dată vezi că Iosif se ancorează în cu totul altceva decât relațiile pe care tocmai le-ai invocat. Ești tu, ispititoarea, îi el, cel care mi-a încredințat, putem fi prinși, sunt ceilalți robi. Și dintr-o dată vezi că toată motivația lui Iosif se ancorează în cu totul altă parte, în relația lui cu Dumnezeu. Iosif are principii. Ne uităm în Scriptură în altă parte și ne uităm la Daniel 6:10. Daniel între Iosif și Daniel este o asemănare. Amândoi au fost răpiți din familiile lor încă de când erau adolescenți. Amândoi au fost sub presiune extrem de mare din partea celorlalți. Amândoi au fost emigranți trăind în culturi diferite decât cultura lor, îmbrăcați diferit, puși să mănânce diferit, presați de o cultură care avea obiceiuri cu totul diferite, presați să închine diferit. Iată ce face Daniel. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Multe s-au schimbat în viața lui Daniel și a lui Iosif. Au căpătat nume de împrumut. Le-au schimbat buletin. Le-au schimbat îmbrăcămintea și coafiura. N-au putut să le schimbe ceva fundamental. Principiile. Dragii mei, prima mea experiență de muncă n-a fost la birou. Am o muncă de birou și am o muncă la catedră. Prima mea experiență de muncă la 14 ani, plecat de acasă și m-am dus, mi-am spus mamei, mamă, mă duc să adun și eu bani. Acum, dacă tu n-ai bărbat, vreau și eu să fiu bărbat în casă, să aducem bani, să vedem, să cheltuim împreună, să vedem cum putem sprijini familia și dacă adun destul de mult, îmi cumpăr o mombra hoinar. Mama, când a auzit, s-a început să roage, să nu câștig atât de mulți bani, să rămân în urmă, dar m-am dus și prima mea angajare a fost pe un șantier unde se construia, tocmai se turnau stâlpii, centura și placa. Deci muncă la ciment, așa că maestru mi-a dat torn la ciment. Atunci am învățat primele mele lecții despre construcție și una dintre lecțiile importante a fost că în momentul când este crăpată temelia, orice e zidit deasupra se va crăpa. Temelia trebuie să fie intactă și o să revin la acest lucru. Maestru mi-a zis, măi băiete, tu poți să ridici o roabă până sus. Era o rampă, așa, care se urca până pe la 2,40 m. Zice, îți faci vânt cu roaba și duci sus cimentul. Zis și făcut. Eu, sportiv, atlet, nicio problemă. Ca să impresionez colegii mai în vârstă de muncă și pe maestru deopotrivă, am umplut cu vârf roaba, am văzut că se clatină, mi-am făcut vânt cu tot cu roaba, am ajuns pe la mijlocul rampei și roaba a început să vibreze, m-a aruncat pe mine într-o parte, slavă Domnului, roaba în cealaltă parte și s-a răsturnat, întotdeauna cu fața în jos se răsturnă o roabă și s-a vărsat totul acolo. Atunci am învățat și că pe șantier în jurăturile țin loc de punct și virgulă, m-a fugărit maestru un pic prin jurul ispravei mele, am salvat totuși cimentul ăla, am pus niște plăci din astea pe care se calcă. Dar în perioada aceea am învățat câteva lucruri despre structuri. Dragii mei, oricât de pocăiți am fi și oricât de mult am vrea noi emoțional să fim aproape de Domnul și unul față de altul, oricât de romantic ar începe o căsnicie fără să aibă un fundament solid, o structură solidă, stâlpi și centură solidă, nu poate rezista. De aceea, la baza căsniciei și cel mai profund strat al
A ceea ce ne ține căsnicia la suprafață sunt principii foarte clare. Ce sunt principiile? Principiile pe care le-am pus în urmă cu 23 de ani împreună cu soția mea au fost câteva fraze. La început au fost 5. 5 fraze care aveau unul dintre cele două adverbe. Niciodată și întotdeauna. Niciodată resursele noastre nu vor fi ancorate în altă parte decât în Dumnezeu însuși. Întotdeauna centrul închinării noastre, centrul de gravitație a închinării noastre va fi Dumnezeu însuși. Aș vrea să vă provoc la o temă de casă, indiferent de câți ani de căsnicie veți fi avut fiecare. Chiar dacă sunteți prieteni, prietene și în relații de curtare, sau chiar dacă sunt printre noi tinerei din aceștia care încă sper că nu au prieteni și prietene, ce ar fi să faceți acest exercițiu când ajungeți acasă și pe o foicică de hârtie, un A4, să puneți 5 fraze care să fie de necălcat și de nenegociat. Niciodată trebuie să fie acolo, într-o frază. Întotdeauna trebuie să fie în cealaltă frază. Niciodată sunt întotdeauna. Care sunt acele niciodată ale tale? Ca în viața lui Iosif și lui Daniel. Care sunt acele lucruri pe care nu le vei negocia cu orice preț? Care sunt lucrurile pentru care odată, dacă va trebui, ești gata să stai în fața unei macete, să te țină cineva de scalp și să stai jugulara? Cum se întâmplă acum cu creștinii din Irak și din alte părți ale lumii. Pentru ce ești gata să mori? Pentru ce ești gata să intri 14 ani în pușcărie? Pentru ce ești gata să suporți o nedreptate? Pentru ce ești gata să fii dus la groapa cu lei? Acestea sunt întrebările fundamentale. Mark Twain citea un politician care spunea cam așa: eu am un set de principii, dacă nu-s bune, mai am și altele. Modelându-și fundamentul ca plastilina după orice relief pe care îl întâlnești. Dragii mei, unul din lucrurile pe care le-am învățat de la înaintașii noștri și de la bătrânii noștri este că au avut acel gen de drum drept și au putut să spună și ei în urma Apostolului Pavel: călcați pe urmele noastre, că și noi călcăm pe urmele Domnului. Și când m-am uitat în viața credincioșilor în vârstă, am văzut o linie dreaptă pe care pot să o urmez, ușor de urmărit. Vă provoc să vă gândiți totuși care sunt principiile din viața noastră, care sunt lucrurile nenegociabile din viețile noastre. Iosif și Daniel au rezistat. Și dacă vă uitați în Scripturi, Iosif și Daniel sunt două personaje care au dosarele de cădere extrem de subțiri. Dacă vă uitați la Moise, dacă vă uitați la David, au căderile lor. Dar Iosif și Daniel sunt cu dosare curate. De ce? Pentru că au avut Iosif: niciodată nu voi face așa ceva lui Dumnezeu. Și Daniel: întotdeauna mă voi închina, indiferent de regimul politic, indiferent de circumstanțe. Al doilea strat pe care construim peste temelie sunt valorile. Valorile sunt acele lucruri pe care le prețuim, non-valorile sunt acele lucruri pe care le disprețuim. Există lucruri pe care un credincios trebuie să le disprețuiască? Sigur că da. Există, la un moment dat, în Scripturi, un text care spune: el disprețuiește pe cel vrednic de disprețuit. Există lucruri pe care trebuie să le disprețuiești. Trebuie să disprețuiești arivismul, trebuie să disprețuiești lăcomia, trebuie să disprețuiești lipsa de caracter, trebuie să disprețuiești minciuna, pentru că îl are ca tată pe diavolul. Care sunt lucrurile pe care le prețuiești? Aș putea să vă dau câteva idei. Trebuie să prețuiești onestitatea, prietenia, ospitalitatea. Vedeți, valorile sunt niște cuvinte. Dacă principiile sunt niște fraze, valorile sunt niște cuvinte care arată sistemul tău de comori lăuntrice pe care le împărtășim împreună. Imaginați-vă că soțul și soția au valori diferite. Ce să mai vorbim de principii diferite care fracturează temelia casei? Dar unul prețuiește ceva, altul prețuiește altceva. I-aș sfătui pe tineri de asemenea să discute despre aceste lucruri și s-ar putea ca de când ne deschidem gura și petrecem timp discutând despre aceste lucruri să-ți dai seama că setul de valori care vin dintr-o parte în alta și alta a familiilor, celor două, sunt cu totul diferite. De ce să descoperi așa de târziu? Vă provoc de asemenea la tema de casă, oricâți ani de căsnicie veți fi având. Și o să ziceți unii dintre noi: dacă știam lucrurile astea în urmă cu 25 de ani, frate, acum lasă-ne, a trecut.
am început să ne plictisim împreună deja, lasă, bine că ne mai țin copiii împreună. Există până la un moment dat în căsnicie când poți să spui niciodată nu-i prea târziu. Există un prea târziu în căsnicie. Prea târziu este când stai lângă sicriul celui iubit. Și am văzut soți care își smulg părul din cap lângă sicriul soției pentru că n-au prețuit-o, n-au fost iubitori, n-au fost amabili. Dragii mei, există un prea târziu, dar mai există încă șanse ca Dumnezeu să recupereze ceea ce vi se pare imposibil de recuperat, ca Dumnezeu să lege ceea ce vi se pare imposibil de legat, ca Dumnezeu să reaprindă o flacără pe care n-ați experimentat-o niciodată, pentru că spune Scriptura, dragostea este o flacără a cui? O aprins tu? Crezi că depinde de tine? Crezi că stai și strângi din pumn și din dinți și spune vreau să mă îndrăgostesc de cutare? Nu, este o flacără a Domnului, lăsați-L pe Domnul să reaprindă flacăra dragostei și să poate folosi și de aceste chibrițele. Principii, valori și următorul lucru sunt prioritățile. Dificil lucru, prioritățile. Era un joc cu totul lipsit de minte și de sens. Sper că nu se mai joacă la revelioanele tinerilor, dar îl jucau tinerii din vremea noastră, în urmă cu vreo 25 de ani, jocul sincerității se numea. Îl deconspiră acum ca să nu mai jucați niciodată, așa că sper că nu să fie cineva care să mai treacă prin cap, că am văzut aproape tragedii în urma acestui joc. Ieșau ăia care nu știau afară și rămâneau ăștia care știau despre ce-i vorba, și invitau pe câte unul și zice, uite, noi jucăm aici un joc al sincerității, trebuie să ne răspunzi absolut sincer, Dumnezeu Iisus, absolut sincer la orice întrebare. Și se așezau pe scaun cei care nu știau și erau întrebați, unde locuiești? Strada Vitejilor 23, bun, sincer. În ce clasă ești? Clasa 11, bun, sincer. Ei, acum vine o întrebare mai dificilă, spune-mi pe cine iubești. Dintr-o dată tinerii se înroșeau, se frământau. Se uitau în stânga, se uitau în dreapta, dragii mei, este dificil pentru că unii se scăpau, spunea pe Gicu sau pe Lenuța și Lenuța era de față și ieșau cu curate tragedii de acolo, plâns. Dar erau cei mai rapizi așa ca mine, zice, pe Domnul Iisus și ai scăpat. Pe cine? Pe Domnul Iisus. Când jucăm jocul acesta al priorităților întotdeauna, când noi ne gândim, spune, pe cine iubești? Pe Domnul Iisus. Cine e prioritatea numărul unu în viață? Pe Domnul Iisus. Vă propun un exercițiu foarte simplu ca să vă dați seama care sunt cu adevărat prioritățile din viața dumneavoastră. Luați o foaie de hârtie, un A4 așa, îl împărțiți în 24 de căsuțe pe verticală, 7 căsuțe pe orizontală, vă ies 168 de căsuțe, astea reprezintă tezaurul de timp pe care îl avem în mod democratic, fiecare dintre noi, 168 de ore din săptămână, dintre care majoritatea dintre noi le dormim 56 dintre ele. Mai rămân 112. Și începi pentru 3 săptămâni și pentru cei care vor să facă acest exercițiu este realmente un bun test de sinceritate și de onestitate înaintea Domnului și față de dumneavoastră înșivă. Luni, bifați așa, de la 1 noaptea până la 7 dimineața, jumătate. Dormit, igienă personală, timp de părtășie cu Dumnezeu, drum jumătate de oră până la servici. Servici, 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 venit acasă. Masă supărată cu familia. După aia, TV, 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 somn. Și mai departe. În paranteză fie zis, unul dintre lucrurile pe care le înțeleg foarte greu este genul de bărbați care stau și clocesc fotoliile cu telecomanda în mână după ce vin și spunem, da, o valoare importantă pentru mine și o prioritate pentru mine este familia. Nu este, dragul meu, nu este familia pentru tine, sunt alte lucruri, pentru că imaginea corectă a priorităților tale va fi la sfârșitul săptămânii și dacă ești un bun utilizator de Excel, vorbesc mai ales pentru tineri, vei putea să-ți construiești un grafic de genul acela pie graphic, prin care vei vedea exact câte ore ai petrecut și unde le-ai petrecut. Și aceea va fi imaginea priorităților din viața ta. Acestea sunt lucruri mai greu de vizualizat în viața noastră. Care sunt prioritățile din viața ta? Da, Dumnezeu ar trebui să fie pe primul loc, după aia probabil familia, după aia probabil lucrarea Domnului și nu invers, pentru că familia este cea care te legitimează pentru lucrarea Domnului, după aceea să fie celelalte lucruri din viața ta.
prietenii creștini, prietenii necreștini, undeva pe acolo trebuie să strecoare profesia ca o prioritate importantă. Tu știi mai bine. V-aș putea da încă o temă de casă, să mergeți acasă și împreună cu soțul și soția să stabiliți care este ordinea priorităților. Deasupra apei se văd regulile de viață și obiceiurile de viață. Deasupra apei. Până aici, dacă ne întâlnim așa, eu nu pot să-mi dau seama care sunt valorile dumneavoastră, principiile dumneavoastră, care sunt prioritățile dumneavoastră. Dar dacă intrăm unii în casele noastre și, de exemplu, mă invitați să stau pentru 3 zile în casele dumneavoastră, imediat o să-mi dau seama de regulile casei. Ba, dumneavoastră chiar o să mi le spuneți. O să ziceți, frate, bine ați venit în casa noastră, uite, cam astea sunt regulile casei. Eu așa fac cu cei care vin în casa noastră. Le spun, uite, bine ai venit în casa noastră, cam astea sunt regulile casei. Noi așa procedăm. Când vine seara pe la ora 20, indiferent ce program aveți dumneavoastră, noi ne adunăm aici și citim scripturile. Facem lucrul acesta de familie. Când ne trezim dimineața, cam astea sunt regulile familiei. Micul dejun este aici, reguli, clare. Avem nevoie de structuri, dragii mei. Tentația generației noastre este să avem un program fluid. În fiecare zi, altceva. Cine trece prin cap? Haotic. Ne vine o idee, hai să plecăm la țară, hai să plecăm la casa de vacanță, hai să facem altceva. Trăim în virtutea impulsurilor, a pulsiunilor de moment. Dacă ai o structură care nu se vede, de principii clare, de valori bine fixate, de priorități bine rânduite, vor rezulta reguli de viață care să structureze familia și să țină familia la oaltă. Avem 6 copii. 3 pe pământ și 3 în ceruri. Fetița noastră nu mai este fetiță, dar din reflex, mă scapă, tot spun fetiță, are 22 de ani, se pregătește pentru căsătorie, a terminat anul acesta facultatea și în urmă cu vreo 3 luni de zile am trăit acel sentiment de spaimă și în același timp un sentiment dulce, că am dus-o la prima ei slujbă, slujbă temporară, deocamdată prima ei slujbă. Și am simțit cumva ca o povară care apasă mai ușor, că am terminat cu unul, dar în același timp mai greu, că trebuie să purtăm în continuare în rugăciune pentru familia ei, pe care o va forma probabil în următorii ani. Al doilea copil care ne este în viață, Naum, are o perioadă dificilă și v-aș ruga și v-aș lăsa această povară. Purtați-ne în rugăciune pentru el. Familia Cosman a trecut pe aici, ne-au fost o reală încurajare și în perioada aceasta ne-au sfătuit, ne-au încurajat. Și mulțumim Domnului că sunt alții care au trecut pe acest drum înaintea noastră. Ne rugăm pentru Naum și mulțumim Domnului pentru el. Și mai avem acum încă un copilaș care este pe drum. În următoarele 2 luni jumătate trebuie să se nască. E situație foarte interesantă. Lucrul pe care l-am observat la Naum, fiul nostru, este că lucrurile pe care le-a văzut în casa noastră, s-au construit, deși ne-a spus, nu vreau să vă urmez căile voastre. Nu cred ceea ce credeți voi. Structura aceasta de principii, de reguli, de valori, au rămas. Dragii mei, un lucru l-am învățat în perioada aceasta. Noi nu ne putem mântui copiii. Dumnezeu îl poate mântui. Noi ne educăm copiii, dar Dumnezeu este responsabil cu mântuirea copiilor. Dacă n-am fi trecut prin această experiență cu fiul nostru, probabil în seara aceasta aș fi venit cu multă mândrie înaintea dumneavoastră și să vă spun că există rețete, există formule. Faceți pașii 1, 2, 3, 4 și ca la cârnați, bași pe o parte și ce este pe cealaltă parte este mai bun. Că în mâinile noastre stau procedurile, nimic mai fals decât atât. Sunt lucruri pentru care nu-mi pare rău că le-am pus ca reguli în casă. Sunt lucruri pe care nu-mi pare rău că le-am transmis mai departe copiilor noștri. Sunt lucruri pentru care îmi pare rău, am greșit. Dar sunt aceste lucruri care sunt reguli în casă și obiceiuri în casă, pe care aș vrea să vi le împărtășesc în ultima parte și să vi le las să le încercați. Faceți ce ține de dumneavoastră și restul este harul și mila Domnului. L-am văzut pe fiul nostru
Și i-am spus, te admir pentru onestitate. Pot să las banii toți, portofelul pe masă, nu se atinge. Când discutăm, îmi spune, nu vreau să mint, vreau să spun adevărul. Și chiar dacă nu credem la fel, vreau să rămân în adevăr. În perioada aceasta, cât suntem prin acest pasaj al unei văi întunecoase, mă bucur că Domnul îl ține și nu vă pot da multe detalii. Am simțit puterea postului, a rugăciunii și Domnul îl ține departe de rele pe care noi ni le putem imagina, dar nu dorim să-i se întâmple. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră, rugați-vă și pentru copilul nostru, rugați-vă pentru toți copiii care sunt departe de biserică. Rugăciunile vor primi răspuns într-un fel sau altul, am încredere în Domnul în acest lucru. Următorul strat, după regulă, sunt obiceiuri. Obiceiurile sunt acele lucruri care se repetă în fiecare zi și dau stabilitate, iterativitate vieții noastre și, repetându-se, dau echilibru familiei. O să vă dau în final 4 obiceiuri pe care noi le avem în casă, dar înainte de asta haideți să ne uităm în Scripturi, să vedem ce am citit înainte de, de a ajunge la cele 4 obiceiuri. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele. Luați aminte la cuvintele gurii mele. Primul lucru pe care îl observăm în Psalmul 78 este că acest cadru de învățătură pe care îl pomenește Asaf este unul comunitar în poporul Domnului. Ascultă, poporul meu, niște învățături, sunt niște principii care sunt enunțate aici. Luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în exemple, în pilde. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, avem de-a face cu o tradiție. Știu că acest termen, tradiție, este un termen care ne face să tresărim imediat ca neoprotestanți. Dragii mei, tradiție este și să-l învățăm pe copil să mănânce cu lingura și cu furculița. Este tradiție, că ar putea să mănânce cu mâna, nu-i așa? În momentul când îl învățăm să-și taie unghiile, să spele pe dinți, să folosească spitsticul, să-și facă patul, să se trezească și să se îmbrace și după aceea să își pregătească singur lucrurile pentru școală. Sunt lucruri pe care le transmitem. Să facă lucrurile în rânduială. Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Luăm ceva de la generațiile anterioare și purtăm din generație în generație. Este aici o învățătură transgenerațională. Ce am auzit, ce știm, nu zvonistica despre miturile generațiilor anterioare, ce știm, și aici cuvântul se referă la lucruri care sunt conceptualizabile. Nu spunem povești, nu spunem mituri, nu spunem basme. Noi nu avem în Scriptură o învățătură care trebuie transmisă din generație în generație formată din basme și povești ca la tuaregi. În cultura tuaregilor, spre exemplu, toate învățăturile trebuie însoțite de câte o narațiune. Scripturile pe care ne le dă Domnul, legile și poruncile Domnului sunt conceptualizate. Sunt lucruri care încep cu da și nu. Dacă vă uitați la cele 10 porunci, sunt lucruri care sunt afirmate clar. Să nu faci cu tare lucru, să nu faci cu tare lucru, să nu faci cu tare lucru, să faci cu tare lucru. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri din istorie, lucrurile adevărate. Și acum vă rog să observați câte generații sunt aici. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom povesti neamului de oameni care va veni, și acum vă rog să vedeți care este conținutul lucrului pe care trebuie să-l vestim. Ce să le spunem copiilor noștri? Despre ce să le vorbim? Care să fie curriculum? Despre ce anume ar trebui să le istorisim? Iată despre ce. Nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. 1. Laudele Domnului. Discutam zilele trecute despre copiii noștri și am întrebat-o pe soția mea, uite, acum ne dă Dumnezeu un copil. Ne mai pune încă o dată la test, ne mai dă încă o șansă. Ce-ți pare cel mai mult rău că n-am făcut pentru copiii noștri? Răspunsul ei m-a surprins, m-a șocat și m-a făcut să-mi curgă lacrimi pe obraj. Știi ce îmi pare rău? Îmi pare rău că n-am cântat mai mult cu ei. Tu ai atâta talent la cântat. Avem atâtea cărți de cântări. În casă avem 32 de instrumente. De toate tipurile, am întreagă colecție. Îmi pare rău că n-am cântat mai mult. Ce-i
ispita celui rău a fost în viața noastră că având atâtea de multă muzică în casă, vin într-o familie de muzicieni, n-am cântat mai mult. Știți de ce? N-am avut timp. Nu există regret mai mare când îți vezi copiii zburând din cuib și o mărturisesc toți care au păr alb aici. Spuneți-mi care e cel mai mare regret pe care l-aveți față de copii. Știți care? Vă spun eu, vă citesc pe fețe. N-am avut timp mai mult cu ei. Se petrece mai mult. Văd mamele care își conduc fetele și le pun părul pe moațe la nuntă și le trimit pe alee să meargă alături de tații lor. De ce plângi, soră? Pleacă fata din casa mea. De ce plângi? Te bucuri, sunt mărită. Uite, altele așa vrei să se mărite. Sunt mărită. Bravo ei, sunt mărită. Sunt mărită bine. Mi-ar fi plăcut să mai stea un pic cu mine în casă. Să mai petrece în timp ca mamă și fică. De ce plângi, frate? Ți-a plecat copilul la facultate. E bine, deștept, tu te-a luat cu 10. Aș fi vrut să mai pescuim împreună. Să-l învăț eu să meargă pe bicicletă împreună. Să-l țin eu de mână, să-l împing eu în leagăn. L-au împins bonele, l-au împins bunicii, l-au împins unchiile și mătușii. Că noi am fost ocupați cu altceva, le-am făcut avere, le-am făcut betoane. Și copiii o să se uită în ochii noștri și o să spune: n-am nevoie de betoanele tale făcute cu prost gust, că mie nu mai îmi plac. Îmi fac eu betoanele mele. Am avut nevoie de tine. N-am avut timp. Și ce facem acum cu acest copil care ne vine? Îi cântăm din burta mamei. Din a 25-a săptămână începe să audă copilul. Și când îi cântăm, începe să foiască. Cântați-le copiilor laudele Domnului. Al doilea lucru. Puterea Lui. Vestiți puterea Domnului. Întotdeauna există porunca: povestește copilor cum te-a scos, cum ai fost un arameu pribeag. Și cum te-a scos Dumnezeu prin puterea Lui, cum te-a trecut prin marea despicată, cum ți-a dat mană. Povestește neamului de oameni care va veni toată puterea Domnului, toate minunile pe care ți le-a dat. Povestiți-le copiilor cât de minunat este Domnul. Unul dintre lucrurile pe care le povestesc întotdeauna, peste tot pe unde merg și am timp, și le-am povestit-o copiilor noștri de nenumărate ori, este că unul din principiile pe care le-am avut, după cum vă amintiți, este niciodată să nu depindem decât de resursele Domnului. Ca atare, în momentul când eu văd banca, nu vă condamn pe cei care ați împrumutat din bancă, dar eu când văd banca trec pe partea cealaltă. Întotdeauna. Când e vorba de împrumut, mama, văduvă la 27 de ani, care ar fi avut toate motivele să se împrumute, când totdeauna rămâneam fără bani la sfârșit, avea acest principiu: niciodată să nu vă împrumutați, nu vă împrumutați, asta nu e un lucru să ieși, întotdeauna te întinde-te cât ți-e plapuma. Și am învățat asta de la mama: nu mă împrumut. Când ne-am pus noi principiile și regulile și obiceiurile din casă cu soția, am zis: uite, draga mea, deci nu trebuie să ne împrumutăm. De acord, deci gata, nu ne împrumutăm. La un moment dat, student fiind, ea însărcinată, n-am mai avut nimic de mâncare, o poveste lungă, ni s-au furat toți banii, la un moment dat am luat salariu, munceam la un liceu, un hoț ne-a tăiat geanta, ne-a luat de acolo salariile pe 3 luni, 6.000 de lei la vremea aia, am rămas fără niciun ban, prima zi ne-am descurcat, a doua zi cu ce am mai fost prin frigider, a treia zi nimic. A patra zi postim. Eu am văzut-o cu o săptămână înainte leșinase din cauza anemiei, soția mea este anemică din cauza unei boli genetice, și am zis: fato, gata, ascultă-mă, deci Dumnezeu ne-a dat principii, dar ne-a dat și rațiune. Eu sunt capul familiei, trebuie să ne împrumutăm. Nu. Soție, eu sunt capul familiei. Marius, ai zis că nu ne împrumutăm. Nu ne împrumutăm. Se face ora 22. Zic, gata. Noi ne-am rugat, uite, pâinea noastră cea de toate zile dă-ne nouă astăzi. După ceasul politeții din România, eu nu mai pot deranja pe nimeni la 22.30 ca să mă duc și să cer împrumut. 22.30 este ultimul termen în care mi-aș putea deranja cei mai buni prieteni să le cer un 10 lei din împrumut să cumpărăm o pâine. Ajungem la 22.29 și ea spune nu. Eu frustrat stau și spun, acum să vedem ce facem. Tu înfometat, eu înfometat, în hipoglicemie amândoi, auzim o bătaie în ușă. Deschid ușa
Și când văd în fața ușii sora care ne era gazdă, stăteam în gazdă la ea, în topul zgârciților pentru mine este așa, Hagi Tudose și după aia următorul loc această soră. Când îi dădeam chiria, întotdeauna ne cerea la centimă. Deci schimbat din mărci în lei la centimă, nici mai mult, nici mai puțin. Când o văd, în mintea mea s-au născut următoarele gânduri. Asta fiind să-mi ceară chiria acum. La 22-30, o văd pe ea încruntată și supărată, se uită la mine, eu, paci, paci. Îmi pare rău că vă deranjez așa târziu, nici eu n-am vrut să vă deranjez așa târziu, dar o soră de la biserica noastră m-a trimis și de lângă ușă, dinspre lift, era liftul, întuneric pe scară, și ușa noastră trage două plase cu greu și se vede că era frustrată că le-a cărat până acolo, ni le-a pus cu tot ce doriți noastră la vremea aia, salam de Sibiu, baghete din aceea, Dâmbovița, zahăr, ulei, conserve, tot ce doriți. De puține ori am îmbrățișat o femeie, dar am sărit, am îmbrățișat-o amândoi pe sora respectivă și i-am explicat istoria din spate și cum a folosit-o Dumnezeu și cum a lucrat Dumnezeu. Din ziua aceea, după ce am fost umilit de Dumnezeu în fața nevestei prin extraordinarul simț al umorului pe care îl are Dumnezeu, n-am mai vrut să depindem de alte resurse decât de resursele lui Dumnezeu. Povestiți-i copilului puterile Domnului. Este parte din puterile Lui, că El oferă resursele. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe El și noi suntem turma pășunii Lui. Și în momentul când Domnul umple pășunea, o umple și știe El de ce o golește când o golește. Și suntem turma pășunii Lui. Povestiți neamului de oameni care va veni puterea Lui, minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, dragii mei. Dar istoriile de genul acesta fără lege și fără cuvânt te îngrașă emoțional, dar te usucă intelectual. De aceea întotdeauna trebuie să cuplăm, dar întotdeauna trebuie să cuplăm în educația copiilor noștri valoarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, studiul scripturilor. Și o să revin imediat pe final la acest lucru. Puterea lui și minunile pe care le-a făcut, versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și înveți în ea copii, adică pe noi, ca să fie cunoscută de cei vor veni după ei, de copiii noștri, și urmează. Și de copiii care se vor naște și când se vor face aceștia mari să vorbească despre ea copiilor lor. 4 generații cel puțin aveți enumerate aici. Părinții noștri să ne învețe pe noi, noi să învățăm pe copii și copiii noștri să se învețe în ea copiii, când se vor face mari, ca și ei, a 5-a generație, să poată povesti. Ceea ce vedeți în psalmul 78 al lui Asaf este această transmisie a învățăturilor, a bunei tradiții, a cuvântului lui Dumnezeu, laudele Domnului, puterea Domnului, minunile Domnului, dar toate îmbrăcate în acest ambalaj extraordinar, cuvântul lui Dumnezeu conceptualizat, transmis mai departe. Ca să fie cunoscută, versetul 6, de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Observați câte generații sunt șirui aici. Din generație în generație, esența, sângele care trece dintr-o generație în alta, ADN-ul nostru spiritual, ADN-ul nostru intelectual, principiile, valorile, toate se adună în jurul acestui lucru. Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie transmis mai departe. Și urmează motivația în versetul 7. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Finalmente, ceea ce trebuie să facem, că vom reuși sau nu să-i vedem pe copiii noștri, treaba lui Dumnezeu, să-i vedem pe copiii noștri urmându-ne pe cărări. Pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Să-și pună încrederea lui Dumnezeu o relație personală cu Domnul, să nu uite lucrările lui Dumnezeu o tradiție personală cu Domnul și să păzească poruncile Lui, o cunoaștere profundă a poruncilor, conceptelor, modelelor de lucru al lui Dumnezeu. Și versetul 8, o avertizare cumplită. Să nu fie ca părinții lor un neam neascultător și răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare și al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu. Ce cumplit avertisment. V-am spus despre icebergul nostru, acum acestea au fost temeliile pe care ne-am fundamentat căsnicia. Acum dați-mi voie să vă împărtășesc pe scurt, în ultimile minute, 4 stâlpi de rezistență
pe care i-am pus în casă și nu-mi pare rău că i-am pus. Primul, Iosua 1:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. În urmă cu 13 ani, în Biserica din Alejda, am pornit un program de citire a Scripturii. Îl am tot timpul în Biblie și este un program simplu. Dimineața se citește din Vechiul Testament, seara din Noul Testament. Dimineața e timpul privat cu Dumnezeu al fiecăruia din familie, seara este timpul comunitar. Citiți Biblia cu voce tare. De ce cu voce tare? Pentru că atunci când ajungem la pasaje cunoscute, cum ar fi Psalmul 23, pe ăsta știu, mă grăbesc, te schimb uleiul la mașină. Când ajungem la Cronici, avem familia Achim cu 8 copii în biserica noastră, Iulia, cea mai mică, în urmă cu câțiva ani, abia învățat să se vorbească, se plictisea la cititul Bibliei și întreba, tati, dar de ce trebuie să pronunți tu, matale, toate numele astea care sunt așa de greu de pronunțat? Duhul Dumnezeu i-a dat pe moment răspunsul tatălui, zice, dragă Iulia, uite, deci noi când vom fi în ceruri, știi o cântare despre ceruri care spune când se vor citi numele, acolo îi fi? Acolo Domnul are niște cărți cu nume, așa ne spune Scriptura în Apocalipsa, și va trebui să citească numele, imaginează-ți că trebuie să citească numele chinezilor și numele japonezilor și numele altor nații, trebuie să avem răbdare. Noi, de fapt, când citim Cronici, ne cultivăm răbdarea pentru cer. Copilul a înțeles și a stat cu minte că dacă acolo vor fi atâtea miliarde, trebuie să aibă răbdare că vrea să ajungă în cer. Dragii mei, este important să citim Biblia cu voce tare pentru că asta ne ajută să evităm să trecem cu ușurință peste Scripturi. În cei 13 ani de lectura Scripturilor, am descoperit că de fiecare dată când citești cu voce tare Scripturile, parcă o altă fațetă a diamantului care este Scriptura ți se revelează. Este așa de frumos. Când erau copiii mici, le citeam noi și ei ascultau. Și după ce au învățat să citească, au început să ne citească ei nou. Timp de 11 ani ne-au citit ei Scriptura. Acum când fiul nostru nu mai vine cu noi să citească Scriptura, când fiica noastră se pregătește să citească Scriptura copiilor ei, știm că vom tânji după cea mai frumoasă melodie pe care am ascultat-o și nu-i sunet mai dulce decât să-ți asculți copiii citindu-ți Scriptura. Puneți-i să citească Scriptura. Poate că regret faptul că în unii ani, mergând după alte programe, am ținut să ne facem porția. Să citim seara și din Vechiul Testament și din Noul Testament. Și n-am făcut timp să discutăm. Când copiii ne puneau întrebări, îi fugăream, zicem, stai să citim, să ne bifăm porția. Asta regret. Ce nu regret este că am citit Scriptura împreună cu ei. Știți care este nădejdea mea acum pentru fiul nostru? Cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce fără rod. El are în mintiuca lui, acum, de 13 ori cel puțin trecut cuvântul lui Dumnezeu. Și mai este un aspect. Am observat un lucru. În momentul când am încercat în biserica din Alerj să punem acest lucru, au fost unii care au zis, frate, lasă-ne, domne, ca popa să citesc în familie, lasă că citește fiecare pentru el, că acum avem Scripturi destul, eu nu o să fac acest lucru. Și unii au ales să nu-l facă. Copiii care au avut atunci 7 ani, acum au 20. Copiii care au avut atunci 13 ani, acum au 26. Și așa mai departe. Și după 13 ani să văd rezultatele și să văd două feluri de căi a familiilor care și-au luat Scripturile înăuntru și familiile care au lăsat. Când noi nu avem timp pentru asta. Citiți Scripturile cu voce tare. Este un prim pilon de rezistență în viața familiilor. Al doilea lucru, rugați-vă cu voce tare. Rugați-vă cu voce tare, soț și soție. Rugați-vă cu voce tare cu copiii. Uneori nu știam ce se întâmplă cu copiii noștri și nu ne spuneau, noi nu aveam timp să investigăm foarte mult, dar în momentul rugăciunii, Doamne ajută-mă să fiu mai bun și iartă-mă că am mințit pe mami și pe tati. Ia-uzi! La un moment dat m-am rugat o rugăciune pe care am făcut-o de la începutul căsniciei.
Dar m-am scăpat cu voce tare. Eram eu, soția, cei doi copii și ne rugam: Doamne, te rog frumos, ajută-mă să mor împreună cu Natalia. Amin. I-am dă un ghiont, i-am spus, terminăm cu dânsul și după aia discutăm noi doi. M-a luat, măi, tu nu-ți dai seama ce te rogi, cum adică să murim noi, dar cum cui rămân copii, rămân orfani de amândoi părinții? I-am explicat, de unde să știe femeia ce-mi trece mie prin cap? Dacă nu află din rugăciune. Noi bărbații avem orgoliile noastre, nu vii acasă să spui, știi, am fost umilit de șef, nu prea îmi convine, sunt foarte supărat, vii acasă, iar-i prea fierbinte, iar-i... În momentul când ne rugăm împreună, creăm un triunghi comunicațional prin care, vărsându-ne inimile înaintea lui Dumnezeu, comunicăm lucruri pe care nu le-am putea comunica altfel cu ceilalți. Rugați-vă cu voce tare. Al treilea lucru. Postul și rugăciunea. În cei 13 ani de când împreună cu Biserica din Alej am pus o zi de post, vinerea, am văzut minuni, dragii mei. Am văzut cancer în stadiu 3, oprit de Dumnezeu și persoana este în viață. Am văzut accident la care medicii, un accident de motocicletă la care medicii au spus: ne pare rău, prea multe șanse de supraviețuire nu sunt, cam 20% șanse de supraviețuire și dacă va supraviețui, va fi o legumă toată viața, va trebui să-l ducă soția, va trebui să-l poarte, ne pare foarte rău, nici nu știu ce să vă zicem. Ne-am rugat, am postit cu biserica. Omul s-a ridicat, a lucrat până la pensie, și-a căsătorit amândoi copiii și acum aș vede nepoții. Vă pot povesti nenumărate experiențe despre post și rugăciune. Dragii mei, este o armă pe care Dumnezeu ne-o dă la dispoziție și este modalitatea în care te cunoști mai bine pe tine, în momentul când te constrângi și te pui în lanțurile postului și rugăciunii. Isaia 58 este o lectură foarte bună, să o luați acasă să vedeți ce fel de post îi place lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru, biserica, comunitatea Duhului, comunitatea Sfinților în închinare. V-am povestit despre socrul meu, un om care a crescut 10 copii și toți cei 10 copii umblă cu Domnul. E meritul Domnului, e harul Lui, nu cumva să confundăm lucrurile. Dar cred că este ceva pe care Domnul îl folosește și din ceea ce putem face noi pentru copii. Unul din lucrurile pe care l-am văzut la socrul meu este că în momentul când era duminica dimineața la 7:30, își lua băieții de guler, îi plantam bocanci și hai la biserică. Cu biserica nu ne jucăm. Să nu părăsiți adunarea, cum au unii obicei. Dragii mei, nu cred că mă cunoașteți, sau cei care mă cunosc, mă cunoașteți ca un legalist. Cred că am destulă libertatea cugetului și a Duhului și cred că înțeleg libertățile altora, însă mi se rupe inima când văd că unii decid că e prea frumos afară ca să mai vină la biserică. Că am putea să ne plimbăm prin parc, că am putea să facem altceva. Prețuiți închinarea. Întrebați-i pe creștinii din China care tânjesc să se întâlnească în subteran, să vină la închinare cu adunarea sfinților, să celebreze unirea Duhului. Întrebați-i pe cei din Irak și din Iran care tânjesc, întrebați-i pe cei din Sudan care, pentru că se adună la închinare, sunt măcelăriți de ceilalți. Prețuiți. Atâta vreme cât se mai poate, cât mai avem voie și cât putem să sărbătorim faptul că Domnul este în mijlocul nostru și putem să ne închinăm în mod atât de liber. S-ar putea ca odată și odată copiii copiilor noștri să nu mai aibă aceste libertăți. 4 stâlpi care ne susțin cumva ca structuri, ceea ce încercăm să punem în conținutul familiei. Citirea Scripturii cu voce tare, un obicei pe care cred că îl poate adopta oricine. Nu trebuie nici masterat în teologie, nici doctorat în filozofie religioasă ca să poți face lucrul acesta. E atât de simplu. Rugăciunea cu voce tare. Postul și rugăciunea. Și biserica. Frecventarea bisericii. S-au schimbat multe lucruri de la bătrânii noștri despre care am citit în Psalmul 78. S-a schimbat arhitectura caselor noastre. Aș vrea să închei cu o amintire dulce pe care o am din copilărie. Unchiul meu a plecat la Domnul în această toamnă, iarnă,
Domnul l-a luat acasă, mi-a fost mentor, mi-a fost înlocuitor de tată, mi-a fost cel care mi-a ascultat confesiunile și cel care mi-a fost un sprijin spiritual în toate perioadele dificile prin care am trecut. Și mi-aduc aminte cu plăcere când în copilărie intram în casa lor și nici măcar nu era tras curentul în casa aceea. Laviță, laviță, cergă prinsă în patru cuie de perete, ca să nu fie rece de la perete, în mijloc o masă, pe masă o sticlă cu apă, acoperită cu un ștergar, un coș cu pâine acoperit cu alt ștergar și deschis mare o Biblie cu ochelarii deasupra și lampa cu petrol. De-abia aștepta să vină aprinsul lămpilor, cum se spune în Oltenia, și în aprinsul lămpilor să intre în casă să se hrănească cu Scriptura după o zi întreagă de coasă. Și mi-l aduc aminte și pe el și pe bunicul, citind rar Scriptura cu voce tare. Când intrai în casa aceea micuță, cu cele două lavițe, centru de atenție era lampa cu lumina Scripturii în centru. Mergeți cu gândul la dumneavoastră acasă. Vizitați-vă mental acum locuința și gândiți-vă care este principalul centru de atenție. Când intri la tine în sufragerie, care este lucrul care îți atrage prima dată atenția? Este acesta Scriptura? Probabil nu. Probabil nu mai avem acel obicei de a fi ostentativ deschizând o Scriptură pe masă. Dar în arhitectura mentală a ta, dar în inima ta, cum ți-ai aranjat casa inimii? Care sunt acele lucruri care ocupă spațiul central? Mă rog Domnului să înțelegem că nu putem construi noi o viață de familie fără să-L chemăm pe Domnul să fie centrul vieții noastre, fără ca toată viața noastră să nu graviteze în jurul Lui, fără să-L facem pe El începutul și sfârșitul, alfa și omega, fără să apelăm la harul Lui, la îndurarea Lui și la mila Lui. Dacă luați aceste lucruri pe care vi le-am spus, ar putea să fiți ispitiți, cum am fost și eu ispitit în anul trecut, să credeți că dacă avem rețeta asta, am aflat în seara asta o rețetă minunată, dacă o să fac cu copiii mei citirea Scripturii în fiecare zi, rugăciune cu voce tare, îi duc la biserică și postez și mă rog împreună cu ei, o să iasă neapărat creștin pe bandă rulantă. Sper să nu fi înțeles acest lucru. Sper să fi înțeles din tot ceea ce v-am spus în această seară, că principala operație pe care trebuie să ne-o facem este să ne deschidem inima, să ne ancorăm de inima lui Dumnezeu, să ne legăm de Dumnezeu și după aceea să ne lăsăm în mila, harul și îndurarea Lui. Aceasta am vrut să înțelegeți. Să înțelegeți că El ne este capul nostru al bărbaților și dacă îl luăm pe El ca și cap și înțelepciune, El ne dă și voința și înfăptuirea și toate mișcările mentale care ne sunt necesare pentru a ne conduce familiile pe calea Lui. Și probabil, vom avea dezamăgiri și probabil vom avea fii risipitori. Aș vrea să citesc un frate care mi-a dat o încurajare mare în ultimul timp. Dacă ar fi să ne considerăm tați ratați, cu toții, și eu cred că am ratat ca tată, mă uit la Dumnezeu și mi-este un foarte bun coleg de bancă. Dacă mă judec pe mine după rezultate, sunt un tată ratat. Haideți să ne uităm la Dumnezeu, cum spunea fratele respectiv. Dacă ne uităm la Dumnezeu, ce fel de tată este Dumnezeu dacă îl judecăm după rezultate? Un tată ratat. Dar hai să îl judecăm pe Dumnezeu după investiție. Ce fel de tată este? Un tată toate iubitor, care l-a dat pe singurul său fiu pentru mine și pentru tine. Judecați-vă, frați și surori, după investiții, nu după rezultate. Lăsați-L pe Dumnezeu ca Lui sunt rezultatele, a Lui sunt concluziile și El trage linia finală de judecată. Dar să fim și noi cu atenție, ce anume investim în familiile noastre. Faceți în așa fel ca ai noștri copii să vestească copiilor lor și copiilor lor, ca și copiilor să știe, să rămână credincioși Domnului. Amin.